Ce amintiri aveți? Bineînțeles că ne simțim foarte bine. Sunt a doua oară, dacă vorbim așa, de ultimii ani, pentru că am fost și anul acesta. Aveți un public minunat aici și parcă venim în mod special pentru el. Venim pentru dumneavoastră, pentru organizatori care de fiecare dată știu să organizeze minunat acest festival. Venim pentru orașul dumneavoastră și nu în ultimul rând pentru aerul foarte curat. Este o binefacere, o binecuvântare pentru noi să respirăm câteva zile aer curat de Piatra Neamț. Sigur, momentele sunt extraordinar de impresionante, aș putea spune. Pe mine cel puțin mă leagă foarte multe amintiri. Prima dată am venit la vacanțe muzicale, cred că acum 20 și ceva de ani. După care am revenit tot acum, iarăși 17-18 ani, cu un spectacol de operă, un Carmen, făcut cu colegii de la Iași și de la Bacău, dacă nu mă înșel, cu Filarmonica din Bacău. Anul trecut, iarăși, cu colegii mei de la Teatrul Național de Operete și Antene, anul acesta, 2023, din nou la dumneavoastră în oraș, un oraș foarte frumos, plin cu terase, unde se mănâncă foarte bine, cu un miros învietor, cu condiții foarte bune, oamenii foarte pașnici și vin, mă uitam și aseară și în seara asta este arhi plin aici. Ne primesc cu multă căldură și cu multe aplauze și le mulțumesc pe calea aceasta. Sper să aibă și eu ocazia sau să putem face în așa fel încât dacă nu pot veni să vizioneze un spectacol de operetă la Teatrul Național de Operetă, poate reușim noi să venim cu un spectacol de operetă aici, ar fi extraordinar, deși din punct de vedere tehnic e un pic mai greu, dar nu se știe. Așa că noi, din punctul nostru de vedere, vom veni cu mare drag de fiecare dată când vom fi invitați aici la Piatra Neamț.